bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un nou clip, mai exact un haul cu produse de pe Joins. Joins este un site chinezesc cu haine destul de ieftine. Mi se pare că au și gen și încălțăminte, dar nu sunt sigură. Eu am ales doar haine, am o colaborare cu ei, nu am plătit hainele. Dar părerea mea, ca de obicei, este una sinceră. Îs câteva produse care mi-au plăcut destul de mult și îs câteva care, așa, nu sunt prea încântată de ele, dar haideți să vi le arăt și vă spun despre fiecare în parte. Primul articol este fix rochia pe care o port și care mi se pare adorabilă. Chiar e super drăguță, materialul e fain, e ca materialul de cămașă, e foarte ușor. Din păcate, e destul de scurtă, mai ales dacă îmi ridic mâinile, se ridică și ea, dar o port cu o pereche de pantaloni scurți pe dedesubt și nu-mi fac griji. Chestia asta e destul de întâlnită la site-urile chinezești, adică rochile îs cam scurte, mai ales astea drăguțe care atunci când ridici mâinile se ridică și ele. Ok, deci prima chestie mi-a plăcut. După cum vedeți, am comandat doar articole albe și roșii. Am mai comandat o chestie cu print cu frunze, dar n-a venit. Și cu o bluză albă, nici aia n-a venit. Eu le-am spus lor ce vreau și ei au plasat comanda, deci nu cred că se pune problema dacă comand să nu ajungă toate produsele. Eu sper că nu. Să trecem mai departe la... Să terminăm cu tot ce-i roșu. Ok, următorul articol este acest costum de baie care din nou mi se pare genial. Materialul e foarte fain, are cupe inserate care se pot scoate. E foarte gros, nu e deloc transparent. Deci chiar e o piesă care își merită bănuții. Eu nu cred că o să-l port ca și costum de baie, deși nu s-ar putea, dar mai des o să-l port ca și top. Următorul articol este această rochiță care, din păcate, nu îmi place în mod deosebit. Nu îmi place pentru că pare ieftină. Materialul este unul care pare ieftin. Este un voal super sintetic. Apropo de pare ieftin, mai sunt persoane care se leagă de mine în comentarii și îmi zic că ce fițe și figuri am, că spun de haine că par ieftine. Nu sunt fițe și figuri, pur și simplu există haine ieftine care par scumpe sau care par luate de prin Zara, cum este și acest costum de baie și cum mai sunt și altele, o să le vedeți imediat. Și sunt haine ieftine care chiar par ieftine. Pe lângă asta mai sunt și haine scumpe care par ieftine. Aia e altă discuție, dar nu înțeleg de ce lumea se oftică atât de mult când zic că un articol pare ieftin. Dar pare ieftin, pare ieftin. Ok, nu sunt fițe, nu sunt figuri, pur și simplu vă spun ce cred despre produse. Și rochia asta mi se pare că are un aspect de... haina ieftină. Ok, trecem mai departe. Am o cămășuță care e super, super drăguță. Îmi place mult și materialul, îmi place și cum se așează pe mine. Și pare scumpă, pare luată din Zara, pare luată de undeva din mall. Deci chiar își merită bănuții. Asta văd că am luat-o în mărimea M. Mie îmi place să stea cămașa mai larg pe mine, de aceea le iau de obicei un pic mai lărguțe. Are un ananas imprimat aici pe buzunar și da, arată genial la blugi, la... cred că și la o fustă de blugi ar arăta ok. Chiar e frumoasă cămașa asta. Mai am încă o bluză să vă arăt și asta e superbă, deci nici nu puteți să vă imaginați ce material frumos e în ea. E un... nu știu, e un material... stai să văd ce scrie pe el. E bumbac? Nu cred că e chiar bumbac. Nu, e sintetic, dar nu știu, are un aspect mult mai frumos, mult... arată mult, mult, mult mai bine decât voalul ăsta și voalul ăsta, că și asta e făcută din același fel de voal. Dar asta chiar îmi place. Îmi plac inserțiile astea pe care le ai pe aici transparente. Îmi place cum se așează pe corp. Îmi place detaliul de la mânecă. Are aceleași inserții și aici pe mânecă. Are niște ciucurei tare drăguți în față. Chiar e lucrată foarte frumos. Cred că n-am prea avut noroc cu rochile, pentru că nici rochia asta nu-mi place și asta pare ieftină. Nu știu, nici aici la guler nu-i cusută cum trebuie și atunci asta se bagă un pic înăuntru. Nu știu, nu-mi place. Mi se pare și prea strântă și prea lungă. Aș fi vrut să fie mai lărguță și mai scurtă. Mi se pare că nu stă nici cum pe mine. Chiar nu-mi place. Asta probabil că o să ofer cadou pe Instagram. Acolo ofer hainele pe care nu le port și nu știu, care nu-mi vin bine.
Mai am o bluziță tot din voal din acela care mă încântă pe mine în mod deosebit, din acela care pare ieftin. Dar asta cât de cât îmi place. Nu mă dă pe spate, nu se exaltată când o văd, dar este totuși drăguțică. Mi se pare că pot să fac ceva cu ea, pot să fac un styling, poate să arate cât de cât interesant într-o anumită combinație. Croiul îmi place foarte mult și îmi place și cum se așează pe corp. Cred că dacă ar fi fost din alt material, s-ar fi putut așeza și mai frumos. Sincer, mi-aș face eu bluza asta la un croitor, poate dintr-o mătase sau ceva, sigur că ar arăta demențial. Mi-am comandat și un costumaj din două piese, care am zis că o să-l port la mare. Ok, hai să vedem ce facem. Topul este super simplu, cu niște ciucurei aici în față, lărguț, și o pereche de pantaloni scurți. Din nou, materialul nu prea îmi place, dar pentru mers la mare eu zic că ok, și nu mă da pe spate, dar nu pot să zic nici că surâte. Ce mi se pare ciudat este că aici e trecută mărimea L, cu siguranță n-am comandat mărimea L. Oricum îmi vine bine, nu vine prea larg, e ok. Mai am un ultim top să vă arăt, care din păcate e super incomod, adică alunecă mereu în jos, cum îmi mișc mâinile, cum alunecă, din cauza că are panglicile alea care se leagă. Nu știu cum aș putea să le leg astfel încât să nu mai mi-alunece topul. Mă rog, cred că e și el un pic cam lărguț, poate dacă ar fi un pic mai strâmb, dar dacă ar fi mai strâmb, cred că nu s-ar așeza prea fain pe mine. Nu prea îmi place. Îmi place așa cum arată, cum se vede, dar nu știu, cam dificil de purtat. Ok, dragilor, acestea au fost toate produsele din comanda pentru Yoins. Sincer, nu știu dacă aș vrea să fac comandă din bănuții mei pe site-ul lor, pentru că ați văzut că multe produse nu mi-au prea plăcut. Niciuna nu a fost dezastruoasă, să zici, în afară de topul ăla, care nu înțeleg cum te-l legat de mâneci. Oh, ce-a alunecat. Topul despre care vorbeam. Da, tu. Despre tine e vorba. Deci, în afară de topul ăsta, nu pot să zic că sunt dezastruoase, dar de materialele nu mă încântă în mod deosebit. Mi-au plăcut patru produse chiar mi-au plăcut. Comanda, toate produsele au fost undeva în jur de 150 de euro și 150 de euro pentru patru produse care mi-au plăcut mult și două care mi-au plăcut așa. Nu cred că aș pune comandă din banii mei. Dar, da, poate vă au plăcut mai mult. Nu știu, dacă mă mai contactează, poate că mai pun o comandă în toamnă, să vedem și cum stau la capitolul lovere și chestii astea tricotate, dar să vedem, cine știe. Ok, sper că v-a plăcut clipul. Dacă da, nu uitați să îi dați un like. Pe mine mă bucură mult like-urile și share-urile voastre. Nu uitați să vă înscrieți la concurs, pentru că am concursul de 100.000 de abonați. Puteți să câștigați o geantă Michael Kors, absolut superbă. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un comentariu la oricare clip postat în luna august. Super simplu. Puteți să câștigați și o trusă, un set, un goodie bag cu produse Benefit și astea absolut demențiale, sunt foarte multe produse, după cum vedeți, merită din plin să vă înscrieți la giveaway. Pentru goodie bag-ul de la Benefit, pe lângă comentariul lăsat, trebuie să mă urmăriți pe Instagram și să urmăriți și contul Benefit pe Instagram. Așadar, în momentul în care aleg câștigătorul, dacă acesta mă urmărește pe mine și contul Benefit pe Instagram, primește pe lângă geanta Michael Kors și produsele Benefit. Dacă nu aveți cont de Instagram, nu-i problemă, lăsați comentariul la clipuri și câștigați doar geanta Michael Kors. Ok, extragerea o voi face live pe Instagram, dar toate detaliile le aveți la finalul acestui clip. Acolo discut mai multe despre giveaway. Eu vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Vă pupicesc, vă îmbrățișez și ne vedem în curând. Mua!